tras, s-a urcat pe mașină și a plecat. Cei doi oameni au ajuns la spital fiecare cu câte o împușcătură în picior. Nu recunosc că ar fi furat ceva din livada italianului. Ei susțin că au trecut pe acolo pentru a ajunge mai repede în pădure unde vroiau să culeagă ciuperci. Mai mult, oamenii susțin că, deși răniți, au mers până acasă unde au sunat la 112. Am intrat prin livadă, a venit italianul și ne-a împușcat. Nu mi se pare normal să treceți prin proprietatea dânsului? Nu mi se pare normal, dar nici el nu are voie să tragă. De cealaltă parte, proprietarul livezii are altă variantă. A tras cu pușca de vânătoare, fiindcă cei doi bărbați l-ar fi amenințat. Administratorul societății care se întorcea de la vânătoare a fost amenințat de doi indivizi care se aflau la furat de cireșe. Bineînțeles că în legitimă apărare, încercând să se apere cu armă de vânătoare, i-a rănit la picior. Cei doi scandalagii sunt acum anchetați. Pe numele celor doi bărbați răniți au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, iar administratorul fermei este cercetat penal pentru uz de armă letală fără drept. Administratorul fermei Pomicole susține că nu este prima oară când cei doi dau iama în livadă.